Situație inedită la Institutul de Psihiatrie Socola, managerul Gabriel Oprișanu a aflat din presă că a renunțat la funcție. Cu toate că pare o glumă, lucrurile nu stau așa. O persoană deocamdată neidentificată a trimis la Ministerul Sănătății un plic cu cererea de demisia directorului, semnată chiar de el. Documentul cu demisia directorului Gabriel Oprișanu ar fi fost trimis la Ministerul Sănătății într-un plic. Medicul a rămas surprins la aflarea veștii chiar din presă. Ce demisie? Cred că e o glumă proastă. Eu nu-mi văd capul de treabă, am secțiile exterioare încă înzăpezite. Am încă multe lucruri de făcut la institut, a declarat managerul Gabriel Oprișanu, care a precizat totodată că dacă s-ar dovedi că aceasta nu este doar o farsă, nu va evita să se adreseze instituțiilor abilitate. Deși, potrivit unor surse, demisia în plic a fost înregistrată, Ministerul Sănătății nu a confirmat că ar fi primit așa ceva. Medicul oftalmolog Gabriel Oprișanu a câștigat concursul pentru postul de manager al Institutului de Psihiatrie Socola din Iași în octombrie 2015. Medicul a luat o serie de măsuri privind reorganizarea anumitor secții din institut, fapt ce a nemulțumit pe unii dintre angajați. Oprișanu a fost consilier al Ministrului Sănătății Nicolae Bănicioiu și a condus pentru o perioadă Spitalul de Psihiatrie din Botoșani. La Socola sunt internați anual peste 30.000 de pacienți, iar în jur de 90.000 primesc consultații în centrele de sănătate mentală care țin de institut.